Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia să stau la masă cu un prieten să povestim. Deci foarte interesant că vom vorbi despre un subiect foarte dificil. De ce dificil? Pentru că dacă odată se confruntau cu el doar un număr restrâns de oameni, să spunem așa, Astăzi se confruntă foarte mulți oameni cu problema asta. Și problema asta este legată de drog sau droguri. Dacă în trecut doar anumiți oameni aveau acces la ele, astăzi sunt preadolescenți, sunt adolescenți care imediat și-au făcut rost de ele și am adus în fața dumneavoastră pe cineva care a fost eliberat de această problemă datorită lui Dumnezeu. Și mai multe vreau să vă spună el. Drag Iosef, bine ai venit la podcastul de vorbă. Dumnezeu să bine, binecuvânteze. Salut, Andrei. Fi binecuvântat. Ce faci, domnule, cum ești? Bine, bine. Mulțumesc că uh, m-ai primit ca să pot să-mi zic și o mărturia. A fost așa interesant ca să, să vin aici. A fost destul de dificil din punct de vedere spiritual că de deavolul întotdeauna încearcă să bage bețe în roată. Dar mă bucur să fiu aici și cred că Cred că Domnul să lucreze în inima oamenilor care o să asculte podcastul ăsta. Mă cur foarte mult. Eu, uh, îmi place să fac asta cu fiecare uh, invitat care vine aici. Cum te descrii tu în două-trei cuvinte pentru cei care nu te cunosc? Um, acum, după ce m-am întors la Hristos, aș zice um, că sunt o persoană care încurajez pe ceilalți, uh, iubesc oamenii și um, sunt o persoană veselă. cred mult, zâmbesc mult. Te -am. Când am văzut pe tine prima dată, chiar asta, povesteam cu soția mea. Eram undeva în biserică și fiind puțin mai închis, lumina era mai întuneric, se vedea doar dantura ta. Când m-am apropiat, am văzut cu măstechei acolo cineva care râde și zâmbește. Și draga ta soție, Mare, a venit la grupa noastră de rugăciune și una dintre dorințele ei, mari au fost rugați-vă pentru mine când doresc să găsesc un soț foarte fain. Ce înseamnă un soț fain? Care să-L iubească, Dumnezeu, care să mă iubească cu mine. Și Dumnezeu a îndeplinit rugăciunea asta, ai o soție foarte faină, ne bucurăm mult pentru voi. Amin, um, amin. Și am auzit toată mărturia ta. Eram la tineret jos la biserică mm -hmm. și am zis, hai totuși să văd că. Când am început să aud de unde te-a scos Dumnezeu, am zis că neapărat trebuie să ne întâlnim și să povestim. Și acum aș dori să-ți dau ție, uh, ocazia mm -hmm. să spui prin ceea ce te-a trecut Dumnezeu. Mm -hmm. Și m-am gândit la un verset uh, cu privire la tine care este din Ioan, capitolul 8, cu 36. Deci dacă Fiul, Domnul Iisus Hristos, vă face liber sau slobozi, veți fi cu adevărat slobozi sau liberi. Amin. amin. Povestește-ne puțin despre trecutul tău, Iosif. Ok. Um, o să încep uh, când eram eu mic și mergeam la, la, la biserică cu părinții. Mă Iosif Iosif Dolhas din Cluj, crescut aici. Uh, am studiat în Cluj, eu m-am născut într-o familie cu cinci copii, din familie penticostală, eu sunt cel mai mic, mai am patru frați mai mari, două fete și uh, doi băieți mai mari. Binecuvântatul familiei, cel mai mic. De... Așa, e, mezină familiei, da. <laughs> um, da, mergeam cu părinții, părinții erau destul de implicați în, în biserică, mergeau în misiune, tata cu mama, mai mult tata, mama avea grijă de noi, evident, și... Tata mergea în stânga și în dreapta, lucra pentru Domnul, știi? Eu am crescut în biserică, aș zice, dar niciodată nu am simțit că fac parte din biserică. Mă duceam la biserică și mă uitam la alți tineri, cum se joacă, alți copii de vârsta mea pe atunci. Cum erau în curtea bisericii să jucau, aveau un timp fain, știi? Parcă aveau, aveau legate prietenii, știi? Și mi-era cumva ciudă, pe păi, că ei puteau să facă asta, eu mă simțeam așa ca un, no, un outlaw, știi? Și... Era practic un intrus. Da, exact, mă simțeam ca un intrus, exact. Că simțeam că parcă locul meu nu era acolo, deși aș fi vrut și tângeam după părtășia, că vedeam că oamenii nu adică ce copil nu vrea să joace cu celălalt copil, știi? No, dar am crescut, în <coughs> clasa întâi țin minte că am avut probleme cu țigările, încă din clasa întâi de ce, vreți vârstă aveai atunci? A, ah, cred că șase, 7 ani, ceva de genul. Nu, um, no, mergeam și făceam rost de țigări și fumam până m-a împrins tata, mi-a dat o lecție faină <laughs> <laughs> și după aceea m-am liniștit până în clasa șaptea, șaptea. Final de șaptea, început de a opta, când iar am reluat țigările, um, drogurile am început să le folosesc în clasa nouă, când am fost invitat la o zi de naștere a unui băiat din școală, mi se părea ciudat, așa subiectul ăsta, eu la droguri. V-am văzut filme și chestii, dar nu. Credeam că niciodată nu o să mi se aplice mie, știi? O să băiatul la Isteț, care am, am grijă, totdeauna încerc să fiu pe mijloc, nu cad nici într-o extremă, nici în cealaltă. Dar am ajuns până la urmă să ajung la uh, ziua aia de naștere și acolo am, am încercat botanicele, cu câțiva prieteni. Au fost. Că, acum, că mă gândesc la experiența din seara aia de atunci, era ceva. Erau ceva duhuri, asta e categoric, știu că râdeam toți pe acolo, la un moment dat uh, mă durea stomacul de la atâta râs și încercam să mă opresc, dar eu nu mă puteam controla pe mine însumi, știi, deci asta e, e interesant. Apoi... Da, până la etnobotanice și până la droguri, eu tot am uh -huh. să uh -huh. simțit, da te rog. te rog, dar cum să nu? Cum a apărut în inima ta dorința pentru țigări? Și uh -huh. fum, e ciudat, uh -huh. tușești. Yeah. Aveai 6-7 ani în casa ta, n-ai văzut lucrul ăsta exact, -am văzut și deodată a fost un switch. Ce a determinat uh, lucrul respectiv? Mm. Interesant, foarte bună întrebare. Um... Eu, cred că, eu cred că dacă noi nu suntem focalizați pe Dumnezeu, deavolul poate să intervină și poate să-ți pună sămânțe de minciună în minte, hai încearcă să vezi cum e. Îi hai că nu o să fie așa rău. Țin minte, prim, foarte fain că m a întrebat, prima dată când am tras un fum din țigară, deci așa m-am mințit că trebuia să mă țin de gard să nu cad jos, știi? Mm. Așa a fost țigar normal, nu a fost cu nimic în ea, știi? Um, dar da, cred că ăsta e neatenția noastră, chiar și de copil 6-7 ani. Dacă nu știm ce să spun, cred, dacă nu te întâlni cu Hristos, eu știu, eu știu, că dacă noi ne rugăm și cerem lui Dumnezeu să ne se descopere, eu știu că el o face, că el e credincios. Dar asta e. Nu cred, nu cred că... Eu n-am văzut, cum ai zis și tu, eu am, nu am avut niciun exemplu în familia mea, nu am părinții, pe tata, nu l-am văzut să fumeze pe mama. Deci un exemplu bun. Poate că aș zice acum că mă gândesc că a fost fratele meu mai mare, care poate că a avut și el o influență în viața mea. El era mai mare și tu că el, cred că încerca pe de ascuns țigările, știi? Și atunci, posibil că el a avut influența asta asupra mea, știi? Întreb asta pentru că ce mi se pare foarte interesant e că, de exemplu, eu, când eram eu uh, mic, era moda asta cu uh, repu, și pantalonii lăsați uh, mai jos de fund și tot așa. Păi și arătam ca niște băieți care aveau saci în picioare. Nu îmi plăcea lucrul ăsta. Dar ce interesant în capul meu, când îi vedeam pe alții când făceau așa, uh -huh. parcă și îmi doream și eu, știi? Yeah. Uh, după asta, când îi vedeam pe alții că înjurau, deci băi, nu-i cool, n-am avut problema asta cu juratul, dar încercam să copie anumite lucruri. și uh -huh. Ți-ai zis că nu ți-a plăcut fumul de țigară și totuși ai putea să spui că a fost și presiunea grupului? Aș zice că da, anturajul. Anturajul cred că e foarte, foarte important. Um, cred că și noi, noi ca și care facem parte dintr-un anturaj anume, um, anturajul atât de important. Noi suntem parte din anturajul, dacă nu suntem atenți, anturajul ne poate înghiți. De deci ce zic asta? Au fost prieteni în, în cercul meu care au ieșit de acolo și sunt au întors la Cristos și eu atunci nu înțelegeam la momentul respectiv că eu încă eram în lume când eram în căntuneare și chiar la un moment dat știu, că l-am blamat pe unul dintre ei. I Am zis mă ăsta dacă sunt au la Cristos de ce nu vine înapoi să ne zică de Dumnezeu de ce nu vine înapoi să ne mărturisească și să ne cum ar fi, să vină înapoi și să fie o, o, o influență faină pentru grup. Um, dar e foarte, foarte greu ca să faci lucrul ăsta dacă, dacă tu nu ești ancorat și dacă tu nu ești de suficient de matur spiritual. Eu aveam așteptări prea mari pentru persoana asta, știi? Uh -huh. Ca el să vină înapoi și, hei, hai să îl cunoașteți voi pe Hristos. Pentru că a fost o perioadă în viața mea când eu vreau și mă luptam din răzputeri ca să-l să aleg pe Hristos. Dar din cauza că uh, credeam în puterea mea mai mult decât în a Domnului, că mă duc eu și le zic lor că deam înapoi, știi? Eram acolo, nu, nu eram botezat la o perioada aia când mergeam înapoi și le ziceam, încercam să încurajez grupul să facă alegerile bune. Ok, și s-a întâmplat faza <coughs> cu țigara, uh, trecem acum și ajungem la uh, petrecerea respectivă. Uh -huh. Povestește acolo ce s-a întâmplat cu anturajul respectiv. Um, da, am ajuns în seara aia, -am, am zis expresie că ne-am distrat, știi. Uh -huh. Am dormit acolo după ce ne-au trecut efectul. Uh, Următoarea zi trebuia să ne întoarcem acasă. Apoi știm că următoarea zi era foarte, foarte greu. Era, eram super obosiți. Parcă starea noastră, emoțiile noastre, parcă erau așa de reprimate, știi? Parcă erau ascunse undeva, nu știu, parcă nu mai simțeai cum simțeai înainte, știi, lucrurile. Ne-am împărțit fiecare la casa lor, îți dai seama, și nu am mai făcut asta următoarele două, trei luni, știi? Apoi am zis, hai să mai încercăm, sau nu știu cum am ajuns iar în același anturaj și am zis, ok, hai să consumăm iar, să vedem cum, ești. Mă, mă, iar am răzut, iar a fost fain, dar la un moment dat, deja adicția asta și drogul ăsta era atât de puternic că începea deja să ne pună în noi și în inima noastră tot o, o, mai mare foame pentru, pentru a consuma, știi? Nu, noi în timpul ăsta mergeam și la biserică, știi? Trebuia cumva să acoperim și partea asta, mă, tata știe că noi uh, suntem copii cu minți, mergem la biserică. Dar vă suspectați cineva că uh, consumați atunci? În timpul ăsta nu, nu. Și ce, ce perioadă de timp a fost până la... Asta a fost, asta a fost uh, am, deci am început în clasa 9 și până la 21 de ani am consumat droguri. Hmm. Deci ar fi undeva de la, cred că 15 pe ani, 16 pe ani, cam așa, da. Vorbeam cu cineva când am fost în uh, state la un centru de reabilitare în California. Mm uh -huh. Întrebat, descrie și mie cum este uh, Vorbeam de ceva droguri și mi-au zis, lasă să simte așa. Și era un anumit drog în care în momentul în care l-au luat, o zis că, atâta de bine mă simțeam, prima dată, încât parcă a venit un val peste mine și mă purta și mă simțeam nu știu cum. Uh -huh. Și prima dată i s -o dat gratis. Uh -huh. A doua dată, ca să mai simt uh, lucruri respective, euforia respectivă, senzația respectivă, trebuie să plătească. Dar ce interesant și noi știu este, el este că o trebuie să mărească doza. Sigur. Eu n-am consumat niciodată droguri. Foarte Îi mulțumesc bine. Domnului, m-a păzit. Yeah. Dar vreau să te întreb pe tine. Povestește-mi puțin așa, cum te simți prima dată? Cum te simți a doua dată? Trebuie să mărești doza, nu trebuie să mărești doza. Poți să te lași când vrei tu, că hmm. costă mulți bani. O, oh, ce detalii faine atingi de aici. Ia, yeah. foarte fain, foarte fain că punctezi lucrurile așa. Um. Vreau să răspund cât mai specific la ce mi zis, eu cred că sunt super, super importante și cred că... Și de ce specific? Cât spun acum, sunt foarte mulți tineri de asta? care se confruntă cu lucrul ăsta. Categoria. Ies afară, vorbesc cu băieți, unii dintre ei au 13-14 ani, fumează pachetele ca niște fumători profesioniști, că am auzit că sunt și fumători profesioniști hmm. și imediat ca să ajungă mai departe la următorul pas etnobotan, etc. Nu, e, nu este foarte greu. Și vreau să vorbim fără perdea cât mai liber, cât mai deschis, că tu de aici te-o scos, domnul, de aici te-o eliberat. Slavă Domnului, ea. Um, dacă vrei, pot să-mi pun să mă duc mai strategic pe, sau mai țintit pe întrebările tale. Dacă vrei, poți să-mi pui tu direct întrebarea și o răspund dacă vrei. Ok, bun. Prima întrebare. Povestește-mi puțin cum. Deci, la prima doză, mi zis că ai avut un anumit sentiment, da, următoarea uh -huh. zi te simți praf ca asta. Exact. A doua doză. Vrei să, trebuie să mărești doza respectivă, costă bani, nu costă bani, cum e întregul proces? Sau. So, uh, știi cum e? Că prima dată că nu ești chiar așa de addicted de anumite droguri, că nu ești așa prins de droguri respectiv. Ai și resurse mai multe, pentru că nu ești așa de în droguri ca să-ți fie puizate resursele din jurul tău, mă înțelegi. Uh, <coughs> A doua oară nu cred că e nevoie ca să mărești, să-ți dai mai mult sau ceva de genul. Dar cu timpul ajungi să te obișnuiești și din cauza că dorești aceeași senzație ca și cum ai avut-o la început, când era chest, drogul respectiv era nou pentru tine, tu vrei aceeași senzație. Tu nu vrei să consumi mai mult, a consuma mai mult înseamnă că te costă mai mult. Tu vrei să ai aceeași senzație, știi? Și atunci tu faci sacrificiul respectiv, să-ți cumperi mai mult, să-ți pui mai mult, să fumezi mai mult, știi? și Așa minciuna care este? Că și dacă e că nu sunt mai aceeași senzație. Nu mai ai aceeași, păi... e o singură dată. Yeah. Dar alergi, e ca și un rat race, știi, alergi în același lup și fugi și fugi și fugi crezând că. Când deci e bazat pe o minciună, știi, exact. Tot alergă, tot alergă, exact, sperând da. că... Bun, da. uh, o altă întrebare atunci am. Da. Uh, o cauzat asta în familia ta tristeții, lacrimi, probleme când și-au dat seama părinții că făceai lucrurile astea? Sigur că da. Adică nu asta nu aduce bucurie în inima oricărui părinte, știi. Uh, mi-aduc aminte că la un moment dat No, trebuia să-l mințim pe tata, știi? Și gen că mergem la biserică și nu mergeam, avem nevoie de bani. La un moment dat, no, spre rușinea mea o zic, dar spre slava Domnului, că Domnul montor întors și m-a schimbat. Uh, țin minte că am luat la tata bani încă, știi? M-am dus la el la haină și am luat bani și... No, noi atunci, în perioada, era foarte greu, că atunci era și criza, știi? Și tata a început să nu mai prea aibă de lucru și eu încă mai și strecuram de bani, știi, să zic așa. Dar ea yeah, afectează, afectează dar mult. Dar tu atunci luai droguri pentru că corpul tău îți cerea lucrul ăsta sau o luai de, de distracție și de fan? Um, o luam și și. Dar la momentul respectiv nu-ți dai seama că corpul îți cere sau ceva. Deci numai atunci când vrei ca să te oprești din asta. Eu atunci nu vreau ca să mă las. Adică nu eram conștient că, băi, asta îmi face rău. Eram cumva parțial conștient, dar nu eram 100% bă, ok, trebuie să ne oprim aici, e gata, e, e prea mult, știi? Dar atunci nu-ți dai seama, nu-ți dai seama că încă e o adicție. Adicția nu niciodată nu se pune stăpânire pe tine, ai consumat drog, și gata, ești, ești dus. Dar asta nu-ți dă libertatea ca să faci asta, știi? Cumva o adicție se clădește în timp, știi? Și acum, nou, cine ascultă acum podcastul, poate să zic, ok, hai că consum o dată și pe am las. Nu, 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 nu te băga acolo. Deci nu vrei să ajungi acolo. Pentru că odată ce ai deschis anumite chestii și odată ce ai gustat dintr-un anumit, să zic, măr, e o problemă. Ajungi și cu cineva, tot așa, care a început cu puțin, și uh, la un moment dat, heroină. spun exact ce a avut. trebuie să-i tai brațul wow. ca să-l wow. să salveze. Și el după asta, am povestit cu persoana respectivă. a zis că, și acum, tu de ce fumezi? Pentru că acum pot să stăpânesc. <laughs> <laughs> și mă gândeam. Doamne, ce, min, ce minciună e lucrul ăsta. Cuvântul îmi spune, spuneți-vă dar Domnului uh, uh, și diavolul va fugi de la amin, voi. Amin. Uh, nu poți să te joci încă cu păcatul sau cu lucrurile astea și să crezi că tu ești puternic și așa mai departe, știi? Wow! Uh, tu ai zis că ai experimentat uh, toate lucrurile astea, dar aș mai avea o altă întrebare. Deși vedeai că părinții tăi suferă, deși vedeai că situația uh, financiară uh, uh, mergea în jos, yeah nu mai aveai partea emoțională care să spună, băi, totuși îi rănesc pe cei care m-au crescut sau... Nu eu știu. făceam toate lucrurile astea, le făceam, dar în același timp încercam să o țin cât mai ascuns, știi? Deci, cum ar veni, a mei o știut, dar nu știut în totalitate cât erau de adâncă toată situația, știi? Dar uh. nu ți era greu să fii actor, că asta e problema. Era, era, greu, era greu. Dar ajungi ca să treci peste chestia. Adică, tu până la o anumită vârstă ajungi să-ți cunosc părinții, știi? Și ajungi ca să înțelegi anumite ce, anumite mă pot poți să spui ca să fentezi chestiile, știi? Și la anumite ore, când ajungi acasă ca să-ți fie ușa disponibilă, ca să poți să te duci să te pui să te speri să dormi, știi? Și atunci îți dai seama că nu. Părinții vin obosiți acasă, dorm. Era, e, e, super greu. Și pentru ei era greu cu noi, știi? În sensul că nu. Aveau joburile lor, fiecare avea frământările lor, problemelor, mergeau în lucrarea, domnul veneau târziu. Când venea, când venea, tata din lucrare, pac, îți dai seama că eu eram la culcare, cum ar ca să nu mai fiu deranjat, știi? No, chiar dacă vrem să stau mai târziu, să mă uit la film sau whatever, știi? Oricum, eu, chestia ce ai zis-o de tipul ăla cu heroină, mi se pare că e așa o, mare de min, o, așa o minciună de mare. Pentru că am prieteni care au zis chestia asta. Eu când am ajuns să conștientizez că le-am zis, mă, guys, noi avem o problemă. Mă, noi trebuie să, ne, trebuie să ne, schimbăm, trebuie să ne lăsăm. Noi, noi, am ajuns să fim prinși, am ajuns să fim niște drogați. Și foarte... Da, da. Vezi ce, vezi ce zic? multe probleme și multe, multe, lucruri se rezolvă atunci când conștientizezi că ai o problemă. 95% zic unele statistici că ajungi să-ți rezolvi și să treci peste și nu, să rezolvi lucrurile, știi? Dar am prieteni care până în ziua de astăzi ei sprinși din cauza că nu au acceptat adevărul ăla, că bă, hei, vezi că ai o problemă, vezi că trebuie să te vezi că trebuie să renunți la chestia asta. Și până nu facem lucrurile astea, până nu conștientizăm și zicem, da, mă, am o problemă, am nevoie de ajutor. Și ajutorul ăsta nu poți să te duci, nici chiar la părinți, e, e, foarte greu să te duci câteodată să vorbești cu ei, că nu, nu înțeleg adâncimea. Dar cred că cel mai important este să te duci să-i zici Domnului direct, Doamne, am o problemă, Doamne, îmi doresc din toată inima mea să mă pocăiesc. Și ce înseamnă a te pocăie? Ați dat seama că ai o problemă, ați da seama că am nevoie, Doamne, mă căiesc, Doamne, cred că ceea ce fac e greșit, am nevoie de tine, am nevoie ca să mă schimb. Și atunci apare, apare um, nașterea din nou, care te conștientizează și poți după aia să renunți la toate. Pentru în viața mea, nașterea nu a fost așa într-un mod supranatural. Eram totuși așa de legat. Consumam în fiecare zi droguri. De la etnobotanici am ajuns la, uh, la marihuana, după aia am ajuns la hașiș. Au fost multe chestii care au fost acolo. Uh, dar e interesant, pentru că noi ne gândim că oh, trăim într o trăim într-o societate de faină, într-o societate care ne vrea binele, la copiii noștri, nouă, chiar înșine. Păi am început să consum etnobotanici din cauza că erau legale. Cum te duci tu și îți dai paracetamolul la farmacie, așa mi le cumpăram eu. Deci nu era nicio problemă. Deci era legal ca să te duci să -ți iei droguri. Asta vrea să facă statul la noi. Și noi credem că statul e ceva fain. E fain parțial, dar nu foarte fain. Și atunci îți dai seama că având libertatea să te duci, nu era ceva de genul, cum vezi în filme, o, acolo un ghetto. La un moment dat a ajuns așa. Dar la început a fost foarte simplu. Te duceai în farmacie, în farmacie, știi? Și, cum... <laughs> <laughs> și îți, cum... și cumpărai paracetamol, ieșai afară, nu erai urmărit de nimeni. Știu că la un moment dat, <coughs> uh, un prieten, un, o cunoștință, mai bine zis, a fost prins în Skate Park, aici în Cluj, uh, de jandarmi și avea undeva la, cred că 17 grame de nobotanice pe el, știi. Iar celălalt cu care era el, avea undeva la 30 de grame de iarbă. Uh, iarba e marijuana. Iarba e da, so, marijuana. Trebuie să zic ca să se ca să să înțeleagă ea. Uh, gândește că la cel cu etnobotanici i-a dat un avertisment și la celălalt cu, 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 cu marijuana i-a mm. dat o amendă mai mare mărișoară. <coughs> Scuze. Uh, și totuși, etnobotanicele dăunează super, super grav. Super, super toxice. Îți determină efectiv. Îs... Acum, nu fac reclamă la iarbă, nu fac reclamă, ci pur și simplu le zic una pe alta și să vezi cam statul, cam ce favorizează. Știi? Ideea da. care este că. Uh, eu am întâlnit un om regenerat de Dumnezeu, schimbat și transformat de asta. C Când am auzit mărturia ta, am zis, bă, nu e posibil lucrul ăsta. De ce? Pentru că ai față de copil cu minte, iartă-mă, că spun, de biserică, bun, ca să dau așa mai poate pe. Poate de asta am fentat așa. Știi? Ideea care este? Că am înțeles un lucru din ceea ce mi-ai spus până acum. Um, Anturajul prost yeah. te determină să iei decizii proaste. Ategore. Mă gândeam la, la lucrul ăsta. Când ești cu oameni care spun, hai băi că e bine. Asta că nu chiar așa. Mersi o dată la o sală de sport și era un tip care fuma. De, fete, lucra, lucra aparate mm. și s-a dus în vestiar. Și am stat puțin și când intru acolo în vestiar, pe deci ochii s-au schimbat, s-au transformat. Deci trăgea în el, era ceva țigară electronică. Mm -hmm. Și a zis, ce faci? -a zis, spun, nu, iartă-mă, nu mă spune la asta, nu nu te spun pe nimeni. La nimeni, dar tu n-ai vrea să te lași de lucrul ăsta? Nu, nu, mai întâi l-am întrebat așa. Ai dorit să-mi pun mâna peste mine, să mă rog ca Dumnezeu să te elibereze de lucrul ăsta? Și uita la mine și mi-a că apreciez, apreciez. Mm. Am citit și o Biblia, dar nu vreau că-mi place. Și am zis că, a, îți place în sensul că ești dependent. Nu, 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 este o adicție, dar nu e o dependență. Și au început să o filozofeze. Și uitat, am zis, domnule, am o întrebare sinceră. Poți să trăiești două zile? Care două zile? Poți să trăiești câteva ori fără asta? Nu. Ei, trebuie să recunoști că dependent. Categoric. Primul pas ca să scapi de un lucru este trebuie să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ăsta sunt, nu pot prin puterea mea, ajută-mă Tu. Un alt pas ceva de părinți, e diferit la fiecare. Eu, de exemplu, ca să scap de anumite lucruri, cel care m-a ajutat cel mai mult a fost tatăl meu și mama mea. Dar poveștile sunt uh, diferite. Și mă gândeam la lucrul ăsta că Dumnezeu a venit ca să ne împace cu el, să ne ierte de păcat, dar să mai fac un lucru să ne elibereze de lucrurile alea Categoric. care odată ne țineau captivi, Categoric. care o le lea Și care ar fi un, 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 prim sfat pentru tinerii care ne urmăresc acum pentru cei care consumă, nu lăsați pe, ca anturajele negative să vă distrugă. Categoric. De ce? Pentru că oamenii nu-ți vor binele. Era dat tot așa unul, tot o mică experiență, unul care s-a lăsat de țigară și am văzut și m-am bucurat pentru el. Două luni avea și celălalt îi spune că am ascultat-o dialogul. Uh, Băi, la las că îți dai un, pa în, un pachet de țigări acum, gratis. Aia acum, nu știu cum. Și l-au convins pe ăla. așa. zis, Doamne, ce minciună, de ce? Pentru că el nu putea să scape de fumat și au vrut noi să-l convingă pe el. Deci asta ar fi o primă chestie. Duceți-vă deci, cu anturajele bune, ascultați de părinți. Categoric. Um, cum a fost, o altă întrebare, cum a fost procesul ăsta de a scăpa de droguri? Cum ai scăpat de ele? Ai zis clar că Dumnezeu te-a ajutat, dar anumite lucruri practice pe care le-ai făcut. Mm -hmm. Da. Um, eu mergeam la biserică, cum ziceam înainte, că mergeam la biserică. Mergeam, îmi plăcea, era fain, dar după biserică mergeam iară cu beții și consumam în continuare. Țin minte că eram la o biserică, una dintre bisericele din Cluj. Și, no, tata ne evangeliza și el pe noi. Era acasă și timpul nostru în care eu câteodată venem no, drogat acasă și tata mă lua la, la predică, știi? Și era... Așa nu-mi plăcea momentul la care trebuia să mă duc să dorm, știi? Următoarea zi avem școală și tata mă uite te mă, trebuie să vă pocăieți și așa și foarte fain, deci e așa un mare har ca să ai un părinte care să-ți zică cu scriptură. Uh, dar la un moment dat, eu, cum ziceam, eram în biserică, într-una din cel din Cluj și am zis, Doamne, eu tot am auzit de la tata, eu tot am auzit în stânga și în dreapta că tu ești real, ce fain ai lucrat tu, ce mare e puterea ta, dar Doamne, niciodată nu te-am experimentat pe tine. Și am zis, Doamne, eu am nevoie de tine. Am zis, dacă tu ești real, te rog frumos să mă ca să, să te văd și eu, să te cunosc și eu am încheiat rugăciunea, s-a terminat și rugăciunea în comun, o o gândare și înapoi următoare rugăciunea. Îți zic, <coughs> ploua dragostea lui Dumnezeu peste mine, am început să plâng, începea să-mi nasul, eram cu, că no, cu fratele meu și cu un prieten și așa se uita la mine, nu înțelegeau ce i cu mine acolo în biserică. Că n-am mai avut, niciodată eu n-am mai plâns într-o biserică sau să fiu așa pătruns cumva. Ai simțit prezența Domnului. Am simțit foarte tare prezența Domnului, da. Uh. Dar aia nu a fost destul, știi, a fost așa un proces. Că Domnul a încercat să-mi arate că, Iosif, tu nu poți face asta singur. Eu numai după mulți ani de zile, după ce m-am întors chiar la Domnul și mă întrebam, nu știu, după 2-3 ani după ce m-am botezat, mă întrebam, Doamne, dar oare ce a fost chestia aia? Eu aveam perioade, 3 luni de zile în care eram foarte ok. Mergeam la biserică, aveam putere, parcă uh, citeam scriptura zilnic, mă rugam, plângeam în rugăciune, eram implicat la... Uh, Grupul de studiu biblic, deci chiar vorem, dar după trei luni de zile, pac, eram înapoi. Și Era rilepsul de, relapsul de că... care spun uh, psihologii, nu? Da. Reveneai înapoi la vechile obiceiuri. Dar au fost, a fost cumva, și o, chestia asta s-a întâmplat de vreo 3-4 ori, în care eu eram ok trei luni, după aia eram praf 4-5 luni, după aia eram înapoi în biserică, chiar eram în afară bisericii. de eu cred că Dumnezeu pe mine m-a lăsat să experimentez chestia asta ca să fiu total dependent de el, să zic, Doamne, îți distrus și eu nu mai, eu nu mai știu ce să fac. Dacă tu poți să faci ceva cu mine, te rog mm. să să faci. Și Domnul, am ajuns în Anglia și am ajuns acolo într-o biserică atât de faină în care Domnul mi-a impactat super mult viața. Am făcut studiu biblic. Ca asta e. Ne întoarcem la Scriptură. Cum o venit eliberarea? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. Fii atent aici. Galatian 2 cu 20. L-am mai citit asta, dar nu se poate să trec peste el. Aleluia. Am fost răstignit împreună cu Hristos și asta e foarte important pentru cei care vor să scape de anumite dependențe uh, sau cred că după două, trei săptămâni uh, lipsiți de o anumită dependență, după aia gata, sunt pe, pe cal și totul e fain frumos. Mm. Ce ne aduce aminte versetul ăsta spune așa, că am fost răsândit împreună cu Hristos și trăiesc, foarte interesant, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Sunt multe lucruri pe care putem să le comentăm pe baza versetului ăsta, dar am înțeles ceva um, ca principiu general, valabil. Mm puterea pe care eu am în mine astăzi este datorită Domnului Isus Hristos. Amin. Și Domnul Isus Hristos a îngăduit anumite lucruri din viața ta ca să arate că ai nevoie de mine. Categorie. Și ai ajuns în Anglia la studiu biblic? Ia, yeah, lucram acolo într-un salon, eram era barber. barber, lucram în frizerie. Uh -huh. Și uh, a fost așa de interesant cum s-a întâmplat și uh, lucrarea asta să intru în, în contact cu un american care era de fapt din Miami și un ziua purtam un tricou cu Miami. <laughs> no. Fratele ăsta, tipul ăsta, care era tânăr așa, în 23 de ani, zicea, Doamne, vreau să mă duc undeva unde să pot să spun de tine. Și avea o mare, cam până pe aici, așa pe umeri, să uită, trece pe lângă uh, frizeria noastră, să uită acolo înăuntru și mă vede pe mine acolo, tricou cu mai vă de unde era el. Și ăsta e semnul, intru acolo și zic la omul ăsta de domnul. M-a invitat, după ce l-am tuns, să facem studiu biblic, am făcut schimb de numere de telefoane, ne-am întâlnit și am început, azi un pic, și mâine, și știu uh, că înainte de botez le-am zis, am mărturisit tot, prin tot, tot tot ce am făcut și așa, și... Uh, Următorul zi a fost botezul. După botezul, eu n-am avut nicio problemă de aia cu drogurile. A fost așa o schimbare de mare și simțeam așa o bucurie în mine, care era o bucurie care Dumnezeu mi-o dată prin, prin Duhul lui. Uh, simțeam pacea și simțeam că nu mai e vrăjmășia dintre mine și el. De multe ori când eram când eram în lume, simțeam, simțeam cumva că parcă cerul mă apasă, știi? Era, era așa o, o... simțeam răzvrătirea aia care o aveam față de Dumnezeu. Chiar dacă eu, eu credeam în Dumnezeu și știi, adică credeam în Dumnezeu că credeam eu că cred. Bună, <laughs> știi? <bună> studenă, <laughs> da. Dar da. Da. Da, atunci am simțit ce înseamnă cu adevărat să ai pace cu Dumnezeu. Deci asta că mi, că mi se pare atunci. fantastic. Să fii acolo și deodată să simți că nu mai ai nicio poftă de... Povestește-mi puțin despre momentul ăla în care te-ai întâlnit cu un alt prieten de-a tău, mm -hmm. care el încă cocheta mm -hmm. și te-am întrebat, bă, dar n-ai mai simțit yeah. niciodată nu știu, dorința să te întorci. Eu yeah. yeah, am un prieten fain, sub, e un om extraordinar, dar din păcate are uh, și el problema asta cu adicția de droguri. Și a venit odată în România și stiu, cred că aveam vreo 2-3 ani de când eram botezat și am zis, o dar tu de ce nu mai ești cu noi, de ce nu mai vii cu noi, cu totul că eu ieșeam cu ei așa, dar el a vrut cumva să mă intrige. Uh, să te testeze, să vadă dacă, se au dacă e autentic acolo. Să dacă chiar ce trebuie, mm. de, da. Pentru că și el era din familie de, de, de pocăiți, de știi, da. dar nu a experimentat niciodată prezența Domnului și dragostea lui și să-l cunoscă el personal. Mm -hmm. Și eu a zis, bă, hai cu mine, hai că eu vreau, mi-am rulat aici ceva, hai să mergem să, să fumez. Vii cu mine. Am zis, bă, vin cu tine, dar nu, no, să nu crezi că eu o să iau parte la asta, știi? Adică eu pot să vin cu tine și a, acolo a început deja discuția. Bă, dați chiar nu mai trebuie niciodată. Zis, bă, nu mai trebuie, man, mă uit la ea și e așa, iau de aici și du-te și tu de aici, dacă se poate. Adică nu, nu mă atrage nici fumul, nu, nu, chiar nu mai simt nimic. încă din potrivă simt disprețuiesc asta. Știi? E dezgust, exact. Și nu, no, bă, da, bă, da, chiar nu vrei? Încă era așa, bă, chiar nu vrei. Deci mi-a zis, bă, nu are rost și chiar nu îmi trebuie, știi? Și asta s-a întâmplat de mai multe ori, că au fost... Dar el era așa șocat cum ar venit, că mă, eu eram înainte așa un, 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 om care era așa de dat în vânt după, 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 după droguri și după ce înseamnă nu, o să fii hai, știi? Și acum eram așa opus, știi? A fost extraordinar și încă persoana asta nu e la Domnul, dar am mare încredere că Domnul va întoarce, pentru că în inima lui el să luptă și îl văd că încearcă, a fost foarte, foarte adâncit și în știință și pământul și chestii. Dar Domnul lucrează și a început deja și la inima lui să Ce foarte să e că în momentul în care Dumnezeu transformă o inimă, când Dumnezeu te aduce de la moarte la viață, că ai fost un mort Cate spiritual ore. și eu am fost la un fai de cap, de zile mele. Dar în momentul în care Hristos m-a întors la, de la moarte la viață, și ce interesant că a pus dragoste în inima mea. Așa e. Să le spun oamenilor despre Domnul celor care sunt pierduți. Da. Și Așa că nu te uiți cu judecată la cei care îți acolo? Nu, hmm. n-am no, cum. cum. Cum îi cum. E, Apropo, vezi acum pe unul care este dependent. Cu, cum îl privești? Ce, ce, ce mesaj ai avea tu pentru, pentru cineva care încă e în groapă acolo în mocirlă Să se recunoască că are nevoie de Hristos. Să zică, Doamne, am nevoie, vreau să mă pocăiesc. Am problema asta gravă care pune așa de mult stăpânire pe mine, care îmi fură toate bucuria, îmi fură toate resursele, mă jefuiește de relațiile care le-am cu cei din jurul meu. Chiar astăzi mergem la lucru azi dimineața și eram în centru Clujului, Andrei. Eram în centru Clujului și în fața primăriei trecea un tânăr. Mă, era un băiat fain. Deci n-ai fi zis că el are probleme cu droguri sau ceva de genul. L am văzut cum și-o scos uh, prelandezul. Uh -huh. Avea o pungă în mână și își turna. În mijlocul străzii nu avea nimeni nicio problemă cu el să meargă să zică Mă, tânărule, tu ești ok? Hai să-ți cumpăr ceva de mâncare, că poate de asta faci lucrul ăsta. Dar tânărul ăsta era un băiat frumușel așa la față, n-ai fi zis că ăsta are probleme sau ceva și era și îmbrăcat decent. Și își turnau tipul. Și eu treceam cu mașina și m-am uitat la toată scena asta. Nu știu din ce cauza am văzut eu chestia asta. Dar sunt așa de mulți oameni care sub ochii noștri și ceilalți nu fac absolut nimic. Îi lasă să trăiască acolo în păcatul lor. Treceau oamenii, era în fața primăriei. Era în fața primăriei și făcea. Și-o pus omul punga la gură și trăgea din punga aia, parcă aia era viața lui. Și atunci cum să-l judec pomul ăsta? Cum aș putea să zic, bă, ce, ce ai ajuns, bă, te disprețuiesc. Nu, din potrivă. Am dragoste sus, față sau? de ei. Am dragoste pentru că știu că nu e ușor ca să fim papucii ăia. Nu e ușor ca să, să nu știi cum să scapi de acolo, să, să vrei să pui o mulțime de întrebări, dar să nu știi la cine să apelezi. Că poate te gândești, bă, m-aș duce la părinții mei, dar nu aș vrea să-i rănesc. Nu aș vrea ca ei să știe tot ce fac eu. Nu aș vrea ca ei să vadă unde am ajuns. E și oru o rușine să ajungi așa, mulți oameni care au o dependență, de genul ăsta își pun masca pe față E oh, oh, ok, nu e adevărat, nu e adevărat. E diferență, zicea totul meu, de, de, uh, de implozi, știi, când e explozii în afară, când e implozii, da, e grav, da. e în interior. Da. Um, Ioan 3 cu 17 spune foarte interesant, Dumnezeu într-adevăr n-a trimis pe Fiul să în lume ca să judece lumea și da. ca lumea să fie mântuită prin El. Și era ideea de acolo de condamnare. Hristos nu condamnă, Hristos a venit să salveze pe păcătoți. Și de ce te-am chemat la podcastul ăsta? Nu pentru că ești simpatic, deși ești. Nu pentru că ai o mărturie faină, deși ai. Ci pentru că tu faci acum ceva cu viața ta. Și din ce știu eu, și asta vreau să povestesc puțin, cum le spui tu la oameni despre Domnul? Da, e fain. Pur și simplu merg pe stradă și le zic Bună seara, ce faceți? Cum sunteți? Păi mă cheamă Iosif, uitați, dintr-o biserică baptistă unde merg și împreună cu, nu, no, dacă sunt o fată sau cu un băiat, zic cu prietena mea sau cu prietenul meu, uh, mergem pe stradă la oameni și zicem de Dumnezeu, de dragostea lui, nevoia omului de a intra în legătură și în relație cu Dumnezeu, care o venit să ne vindece rănile noastre, ca să vină să ne mântuiască, să vină să ne conștientizeze de păcatul nostru și de starea noastră păcătoasă în care am ajuns. Și, în funcție de răspunsul lor, ajungem să, nu știu, să invităm la biserică, le dăm flyerele cu numărul de telefon pe spate. Dacă vrea să facem studiu biblic, suntem deschiși să ne întâlnim cu ei următoarele zile sau când ei vor să ne sune și să clădim nu numai, ok, hai la Hristos acum și după rămâi în biserică și te lăsăm acolo, ci eu cred în, în, în ucenicizarea Foarte fain, foarte Clădim fain. relații cu oamenii respective, că. Foarte fain. Dumnezeu pe mine m-a chemat într-o familie și Cristos a murit ca noi să avem părtășia asta unui cu ala, relația asta faină unui cu alții, că nu suntem numai ok, mergi la biserică și uh, stai acolo câns, nu știu câte cântări, asculți mesaj și poate te duci acasă și ești înapoi. Ești exact, simplu. exact. Pentru că sunt mulți, mulți, oameni care au diferite adicții. Eu am avut adicția drogului, drogului. Dar sunt oameni care au adicția telefonului, sunt oameni care au adicția banului, sunt oameni care au adicția, sunt super nervoși. Eram într-o biserică la un moment dat și am ieșit într-o seară de la tineret și l-am auzit pe unul cum, cum efectiv, aproape că înjura. Și era, era, chiar din biserică și chiar mă gândeam, bă, ce se întâmplă? M-am vrut eu să mă duc să-i zic, bă, tu ești ok, știi? Dar nu, no, cred că avem nevoie de Hristos și cred că trebuie să, să ne punem cu coatele pe Scriptură, dar nu să stăm pe Scriptură numai ca și sprijin, ci să ne uităm și să să învățăm cuvântul Domnului și să-l aplicăm în viața noastră. Ca ceea ce a făcut Hristos, urmăm și noi pormele Lui. Ce mi se pare foarte fain că ai spus și asta <coughs> apreciez mult, este că n ai scos păcatul la o parte. Știi, Hristos are un plan extraordinar hmm. pentru viața ta. Nu, când, când ești de acolo din gunoi, miroși, ești mizerabil, ești yeah. urât și vine cineva din afară și te spală, îți dă o casă, îți dă un loc de, de, de muncă, îți spune o haină nouă. Foarte interesant că dacă vezi alți gunoieri, noi să-i spun, știi, am un plan extraordinar pentru... măi să gunoiul este zidul ăla de despărțire dintre tine și uh, viața ta nouă. Yeah, yeah. Tot așa păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și știi ce interesant că spune tot Mântuitorul, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și ce mai înțeleg din mărturia ta tot așa ca și o mică concluzie pentru cei care ne ascultă e că fără Cuvântul Lui Dumnezeu și fără rugăciune nu se poate. Ia, categoric. Cum, cum e acum, nu știu, ca, ca fost dependent? Uh -huh. Cum te ferești acum să nu ajungi din nou la droguri? Uh -huh. care, care este antrenamentul? Știi că mă uitam la ăștia, la fotbaliști. Vrei să fii jucător foarte te bun? Trage. Ai un antrenament individual, deci nu doar la cu echipa, individual în care tu ai o anumită rutină. Ia. Care este rutina ta acum? Acum, curând m-am invocat, am pus și eu câteva kilograme pe mine și acum mă lupt să le dau jos. Și la un moment dat, că săptămâna, acum două săptămâni când coboram de la sală, uh, mă, gândeam, mă gândeam ce fain e exemplul ăla unde, cred că Pavel zice că atunci când v-ați băgat într-o luptă, trebuie să fiți focusați pe ceea ce trebuie să faceți în lupta respectivă, ca și niște soldați care merg la luptă. Ei n-au timp să se gândească, ok, să-mi cumpăr oala asta sau ce culoare să-mi vopsesc în casă știi? Ci ești focusat acolo, ok, trebuie să înaintezi, trebuie să cucerezi teritoriul ăsta, trebuie să fac asta. Și mă gândeam la ceea ce-a zis, ce zis, Pavel cu cuvintele lui și mă gândeam, uh, câtă strictețe trebuie să aibă un sportiv, câtă, câtă disciplină, nu poate mânca ce vrea, nu poate să facă ce vrea, orele de somn trebuie să le aibă. Deci, la fel și noi ca și creștini, cred că e important să, să cunoaștem Scriptura și nu numai ca să o citim, să o lecturăm, ci e important să o învățăm. Pentru că sunt multe lupte care da vine la nivelul minții noastre și ne, ne atacă Ba prin evoluționism, ba, ba prin uh, modele astea care vin curentele astea care vin și trec și să pierd oameni Deci prima mea, eu mă lupt, eu mă lupt ca în fiecare dimineață să cite scriptura, să am timpul meu de părtășie cu Domnul Și cred că a doua chestie, a treia chestie care e super importantă, e marea trimitere Sunt multe lupte, sunt multe, să zic așa, probleme sau lupte la nivelul minții din cauza că noi nu suntem în adevărul lui Dumnezeu. Hmm. Din cauza că noi nu ascultăm ceea ce ne spune Hristos să facem. Pentru că dacă am face lucrurile astea și am urmărit pașii ăștia, îți convins că multe lupte s-ar anula din mintea noastră. Pentru că diavolul vine atunci când tu ai timp. Știi? Vine atunci când tu ești pasiv. Când tu ataci, nu mai are timp ca să te Căsă ataci înapoi, la, în... ci stăm în defensivă. Căsă am mers ai... o dată pe stradă și uh, stăteam să-mi cumpăr, <laughs> să cumpăr un palaneț. Era sâmbătă dimineața, a fost o săptămână grea din punct de vedere uh, al sănătății. Am fost bolnav. Și au fost în am zis, ok, mă duc la farmacie, îmi cumpăr medicamentele, după aceea mă duc și eu la soția mea, să cumpăr un palanet, o surprind, era cald, fain. Uh, și așteptam, eram singur la rând. Urma doamna Simnă să deschide geamul, deja venea cum vine că de asta. Mă, și vine o tipă și îmi tai calea, își zice ce vrea să cumpere, scoate banii din plasă, ia covrigul pune înapoi în pungă și tot. Și am văzut că la gât avea un, un, un simbol. Era un simbol al, Era diavolul, Era satanistă, tipa. Cred că era Belzebul sau da, un da Behomed, da. whatever. Răs multe. Și eram, wow, ce fain ar fi să fug după aceste zi de Hristos. De între timp îmi dădeam acolo banii, ziceam că vreau așa, palanețul respectiv. Mi-a <laughs> dat, doamna, restul, am luat, am luat și palanețul, l-am băgat în ghiuzdan, mi-am închis ghiuzdan și am zis, doamne, dăm tu putere. Și iau după ea. Ea deja nu știu cum să o... În, au avansat super mult pe, pe, strada respectivă și pe au făcut dreapta și așa. Mă, și trebuie ce fugeam ca să ajung pe tipa asta din urmă, mă rugam, Doamne, dăm putere. Nu știam, nu știam cum o să reacționeze la cuvântul lui Dumnezeu, nu știam, o să sară la gâtul meu sau o să fie super creepy. M-am dus, am zis, uite, pe mine mă cheamă Iosif. Uh, Tocmai mi-ai tăiat calea. Da, nu e <laughs> mai. <laughs> da. Um, urma să zic așa, dar am zis că mă țin. Dar aveam așa o pace față de ea, nici nu mă, nici nu mă ofensa, parcă chestia aia, că... Nu. No. Um, și i-am început să zic de, de dragostea Domnule, că are nevoie de Dumnezeu, să uita așa desfidător în ochii mei și cea. eu n-am nevoie de Dumnezeu ăsta. Mă, dar avea o liniște pe ea că era creepy. Deci mă uitam așa și mă gândeam, Doamne, oare ce se mi la fata asta, la doamna asta? A început să ploaie, ea, a fost super amabilă și parcă era un gentleman, îmi ținea mie umbrela, ca să nu mă ploaie pe mine între timp ce îi ziceam de Hristos. No, după un anumit timp uh, am zis ok, am văzut că nu primeaște nimic, am zis Domnul să te să știi că o să mă rog pentru tine și am plecat. Ajung acasă, dau drumul la Național Geographic, îmi place să urmăresc animalele, uh, mă, bucur, mă bucur să văd creația Domnului. Mă, și au ajuns scena să fie pe o maimuțică, cum stă în copac, era așa de faină, se potrivea ea neagră, cadru verde. Și nu vine diavolul la nivelul minții mele și îmi zice, Iosif, nu vezi ce ureche are, exact cum suntem și cum, se, cum e și tu, urechea ta cu urechea ei, deagele tale cu degetele ei. De asta zic că diavolul nu vine atunci tu când ataci, ci el vine atunci când tu ești pasiv. Când s ai făcut stavă. treaba, s a făcut treaba și după ok, Doamne, ok. Dar îți dai seama, pentru că e Duhul Domnului care te conștientizează de lucrurile astea. Ce ia. interesant e că tocmai asta Domnul uh, Iisus Hristos spunea că Uh, mă duc să mă rog, și ai spus mm. din denumărate ori în Evanghelie, că spune mă duc acum să vorbesc cu tatăl meu. Doamne, dar sfani aici, te așteaptă, ai făcut minunile, yeah. uh, ai înmulțit pâinile, mm. pește, nu, 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 mă duc să-mi iau puterea de acolo. Amin. Și pentru cei Amin. care nu cunosc, a zis din Marea Trimiterii, care e Marea uh, Trimiterii? Marea Trimiterii ne uităm în Matei, în capitolul 28, uh, versetul 19, uh, cu 18 am să încep. Toată puterea, spune Domnul Isus Hristos, mi-a fost dată în cer și pe pământ, Amin. dar voi, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ceea ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Ziceai de doamna asta de care ai zis să nu-ți faci griji, pentru că dacă ai sădit acolo cuvântul Domnului, mai devreme sau mai târziu, Duhul Sfânt vă face să rodească acolo, să crească ceva. Chiar Așa. iar când veneam în, în casă, era betonul. Era pe ceva trotuar. O imagine foarte faină. Din betonul respectiv o ieșit așa un copac. Wow. A, așa era turmpina și tot ce în sus. Și fine. Știi It's care fine. e problema? Când arunci o sămânță, când se face mm -hmm. acolo uh, betonul, uh, zici că e moartă. Yeah. Dar puterea nu este dată nici de beton, nu este dată nici de cei care vin acolo cu excavatoare. Este dată de sămânța respectivă ei, sămânța sparge beton tot așa, așa face și cu este că acolo este dunamis, acolo este dinamita să apropiem acum de final dragă Iosif, care ar fi câteva sfaturi pe care le-ai dat tu celor care te ascultă o, dacă, dacă aș putea ca să să pun într-o propoziție sau două sau trei uh, stai cu Domnul și spune Domnului problema ta rogă-te și dacă ai probleme legate de droguri, este, ți liberare, există, există speranță, să poate. Eu din clipa când am fost eliberat, nu am mai avut nicio problemă cu drogurile, slavă Domnului pentru asta. Și cred că, cred că e posibil. Sunt așa de multe, așa de multe uh, asociații care se ocupă cu tineri mai nou. Hmm. Sunt așa de multe resurse care te poți să-ți dea, să dea, eliberare. E cuvântul lui Dumnezeu care nu mai el îți dă eliberare, dar sunt așa de mulți oameni care vor să ajute și să pregătiți pentru asta, se pregătesc oameni, aud tot felul de grupe de oameni care, ok, hai să luăm în, în tineri care au nevoie de așa ceva, știi? Dar apropie de Hristos și aia o să fie eliberarea. asta, asta e tot ce pot să zic, Hristos e noastră. Ce-aș mai adăuga aici foarte interesant, că am, am mai discutat cu oameni care au fost prinși uh -huh. de fel de fel de adicții, se duceau la fel de fel de grupuri și spuneau așa, bună, eu sunt gică, bună gică, eu sunt, cum ziceau, eu sunt un alcoolic, altul, eu sunt un drogat. Cea mai mare prostie. De ce? Tu în momentul în care spui anumite cuvinte despre tine, tu chemi acolo o prezență. Deci, din inima ta tu scoți anumite cuvinte? Asta mi se pare foarte interesant. Dar ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu nu te etichetează pe tine pe baza păcatului tău. Dracu, în schimb, diavolul face lucrul ăsta. Ești un dependent, ești un drogat, niciodată n-ai să te ridici de acolo, n-ai putere. Ce face Domnul Iisus Hristos? Spune așa, uh, eu sunt Andrei, eu sunt un iertat. Amin. Amin. Am fost odată în trecut prins de cutare, 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 dar Domnul Iisus Hristos m-a iertat și acum sunt o persoană nouă și niciodată să nu ne sunt cred că asta ar fi o altă concluzie niciodată să nu ne lăsăm conduși de cum ne văd uh, alți oameni, de cum ne vede cel rău, la Hristos este iertare, la Hristos da. este eliberare și te-aș mai pune o ultimă, înainte de a închide o ultimă întrebare De ce Iisus? E foarte faină întrebarea asta Câteodată fac pauze ca să adâncesc mai mult și să îmbib în inimă mai întrebarea asta. Cred că sunt super fine întrebările astea cu mai multă. Uh, știi, atunci când le încerci pe toate și vezi că nu mai nu ai răspunsul, ajung să zici, cred că trebuia să mă duc din prima la Isus. Când nu mai știm ce să fac, am încercat chiar și yoga și mă trezeam ca un om crazy dimineața și stăteam pe perniță și repetam cuvinte și e, e nonsense în nonsense. nu ajută la nimic. Singurul lucru care m-a ajutat și m-a schimbat cu adevărat a fost Isus Hristos. Nu a fost uh, înțelepciunea mea, nu a fost puterea mea, Dumnezeu mi-a arătat că puterea mea e super slavă și eu nu pot fără El. Și a fost Cuvântul lui Dumnezeu care zice că Cuvântul lui Dumnezeu e viața. Domnul ne pune înaintea noastră viața sau moartea, alege viața ca să trăiești. Și alegând viața, alegem pe Isus Hristos, care El deja a murit și ne ne a păcat cu tatăl prin jertfa lui. Cred că e important că atunci când suntem în lume, cum ziceai și tu, să înțelegem să înțelegem unde suntem, să înțelegem, ok, hai să, hai să fac o revizie, să văd unde mă aflu, care sunt problemele mele, mă cer cu soția, uh, am probleme cu, cu calculatorul, cu pornografia, cu, cu, cu telefonul, cu, cu lăcomia de bani și să stau și să mă gândesc, Doamne, am nevoie de tine, uite-te unde îs, nu ăsta mă definesc. Eu știu că cu cuvântul tău e cel care îmi dă viață. Dar uite, eu am problemele astea. Atunci Domnul vine și zice, hai la mine. Asta înseamnă că ne căim și acceptăm și zicem, Domnule, uite, uite ce e, uite, uite, ce mi se întâmplă. Uite, uite, ce trăiesc. Dacă tu vii, eu știu că asta, asta nu o să mai fie o problemă. Eu eram un drogat. Dacă m-am ajuns să fiu neliberat, știi? Mm, ei, ce ei, fain. Ei, atunci când ești în lume, atunci când ești în lume, ai denumirea întunericului peste tine. Dar când ești în lumina cu, lui Dumnezeu, ești fiul, ești, ești copilul lui Dumnezeu care Isus zice că nu a venit pentru cei sfinți, a venit pentru cei Pe păcătoși, și și pentru, cei, pentru da. cei păcătoși aici, ai, aici e ai cheia, cred că Dumnezeu abia așteaptă ca omul să se smerească că Doamne am nevoie grav de ajutorul Tău nu un pic Doamne, nu vreau să te la 10% eu vreau 100% din puterea Ta și vreau să mă schimb și eu ce vreau să le zic la, la, la tinerii care mă ascultă care poate e unul acolo care aude ceea ce zic poate sute, să așa, să așa să fie, sau mii, uh, este speranța și puterea care Dumnezeu de eliberare care o dă nu există ca să, să te pună înapoi jos. Deci e, e o putere care va fi statornic dacă tu vei continua să veghezi și să ai grijă ca să nu cazi iară. Foarte interesant. Um, Dumnezeu este același ieri azi și în vece, niciodată nu se schimbă. Nu este în cei care ne schimbăm. Așa uh, vreau să citesc câteva versete după care să încheiem și să mulțumesc din toată inima mea. Pentru că te-ai făcut vulnerabil, Vulnerad, pentru că te-ai deschis hurad. că. Știu că nu e ușor. Nu oh, e ușor, chiar nu e ușor, ia. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Zici și noapte cu la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc tot ce începe duce la bun sfârșit. Tot așa este cu cei răi. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți sau fără păcat, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la peire. Eu să te consider prieten și dacă mă uit acum la viața ta și văd îl iubești pe Domnul, slujești, ai un job fain, ai o soție deosebită. Amin. Amin. Dacă nu ai fi renunțat la droguri, nu era aici. A, categoric. Dacă Hristos nu ar fi fost stăpânul și mântuitorul tău, nu era aici. De asta vreau să mulțumesc încă o dată pentru tot. Um, și dragi ascultători, dragi telespectatori, mi se bucură inima în mine, pentru că Dumnezeu și astăzi poate să schimbe, Amin. să transforme viețile oamenilor. Amin. De la droguri la Hristos, cum s-a putut face lucrul ăsta ca cineva care s-a născut într-o familie uh, bună, s-a dus după anumite anturaje grele și au fost ani și ani și ani de zile de dependență? Răspunsul e foarte simplu. Domnul Iisus Hristos poate și să îi elibereze pe oameni. Dar câteva mici concluzii. Fugiți de anturajele rele. Care sunt anturajele rele? Antur anturajele rele sunt cele care vor să distrugă viața. După asta luați cuvântul lui Dumnezeu și citiți-l pentru voi ca Dumnezeu să vă vorbească direct vouă rugați-vă, mergeți într-o biserică care îl iubește pe Dumnezeu Mă bucur că ați rămas până acum Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne vedem data viitoare la un nou episod din De Vorbă Podcast